La sfârșitul săptămânii trecute, un grup de voluntari membri ai patrulelor lui Țepeș, înființat în cadrul filialei locale a Partidului România Unită, a participat la o acțiune de curățenie a unei zone verzi din laterala Casei de Cultură. Și împreună cu grupul care îl vedeți aici, reprezentăm patrula Vlad Țepeș și implicit partidul. Noi ne-am adunat aici ca răspuns la o acțiune organizată de Primăria Roman, ce are ca obiectiv înfrumusețarea orașului și o campanie de primăvară, ca să zicem așa. Este organizată sub forma unui concurs, dar ce ne interesează pe noi este să ajutăm ca orașul să arate frumos și să implicăm cât mai mulți oameni. Toți oamenii pe care îi vedeți sunt voluntari, sunt oameni care au venit cu plăcere și vom ajuta în continuare. Materialele v-au fost puse la dispoziție? Nu. Materialele le-am cumpărat noi, fiecare cum a putut, prin donații, ajutoare. Partidul România Unită are în perioada următoare și alte inițiative civice. Caracterul electoral este zero. De ce? Pentru că este inițiativa primăriei, nu este inițiativa noastră. Noi am răspuns unei inițiative a primăriei. Dacă cineva crede că noi ne facem campanie electorală răspunzând la o inițiativă a primăriei, este problema fiecăruia. Noi vom mai avea și alte inițiative extra ale noastre a partidului, vorba de concursul de șac, de concurs de orientare turistică, drumeții, pelerinajele cu tinerii la mănăstiri, deci alea sunt acțiuni inițiate de noi. Dar aici am răspuns unei inițiative a instituției primăriei, nu a primarului. Din zona amintită au fost strânși câțiva metri cub de gunoaie, semn nu doar al lipsei de civism a populației, ci și dintr-o slabă activitate a administrației publice responsabilă de curățenia orașului. Bineînțeles că ne-am înscris în concursul ăsta la un oraș curat, de asta am venit și am răspuns la această inițiativă. Cum au răspuns voluntarii de aici? Foarte bine. Foarte bine, imediat toți tinerii au fost de acord, au venit, încă noi ne așteptam să vină mai puțini, dar văd că au venit și mai mulți, dar fiind la școală, tineri, liceu. Ne interesează cam câtă mizerie ce reușit să strângeți, cum s-a părut? Păi dacă vă uitați un pic cât de mult se lucrează la aceste spații verzi și cât de îngrijite sunt aceste spații verzi, o să vă puneți mâinile în cap, pentru că vedeți, numai noi ce am strâns și ce am greblat, e vorba de, eu știu, cred că câțiva metri cub de gunoi, numai dintr-o zonă a unui spațiu verde. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă... Nu, populația nu e vinovată, sunt vinovați cei care se ocupă de gospodăria spațiilor verzi din oraș. Șeful patrulelor lui Țepeș crede că este nevoie de mai multă implicare cetățenească romașcanilor pentru ca orașul să arate mai curat și mai frumos.